Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Sistemul medical s-a confruntat dintotdeauna cu probleme majore, atât din cauza subfinanțării permanente, cât mai ales a politizării și promovării unui management defectuos, de cele mai multe ori realizate de oameni incompetenți sau ineficienți. Ultima perioadă a demonstrat că, deși este nominalizat printre spitalele etalon din România, Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare este încă de parte de standardele europene clamate, atât ca și calitatea serviciilor, cât și din punct de vedere al condițiilor de habitat și al hranei. Vă propunem astăzi o discuție sinceră și directă cu domnul lector universitar dr. Călin Herțec, reprezentantul Asociației Prietenii Spitalului, dr. Constantin Opriș, președintele acesteia. Bună seara, bine ați venit! Seara, bine v-am regăsit! Domnule Herțec, apărută ca o idee în anul 2017, după modelul european implementat cu succes la Zalău, din ceea ce știu eu, biroul pacientului, înființat de Asociația Prietenii Spitalului din cadrul spitalului nostru, pare nefuncțional la ora actuală. E motivul pentru care v-am invitat astăzi aici să ne explicați. Să ne spuneți pentru început, la modul concret, care este rolul acestui proiect și care a fost de la început rolul proiectului, cine îl gestionează și cum ar trebui să reprezinte interesul pacienților? Asociația noastră anul ăsta face 10 ani. Biroul există de 3 ani, într-adevăr. Asociația noastră, primul ei obiectiv și de fapt obiectivele pe care le-am atins an de an a fost acela de a sprijini Spitalul Județean. Suntem oarecum, cred că, o asociație unică în această țară, în sensul în care ne-am implicat an de an în a ajuta Spitalul Județean să-și îndeplinească condițiile, misiunea cât mai bine. Noi am înțeles să facem asta cumpărând aparatură medicală an de an, în urma unor discuții care le aveam și nevoilor identificate împreună cu cei care conduc spitalul. Așa. O facem asta de 10 ani, deci acum cred că am depășit 12 aparate noi donate Spitalului Județean. Aparate cumpărate din ce bani? Deci asociația se finanțează exclusiv din donații? Din donații. Cam de unde ați avut donații? Am avut firme, de la firme și din 2%. Adică acel 2% și firmele care veneau în mod constant erau cam aceleași firme sau nu neapărat? Există un număr de firme, se schimbă de la an la an, dar sunt unele firme care ne-au ajutat foarte mult. Și sunt unele firme din Baia Mare care au ajutat spitalul foarte mult. Adică și înainte, și în paralel, și prin noi. Există firme, hai să le zicem, darnice și atente la nevoile care există în Spitalul Județean și datorită donațiilor care le-au făcut ei, ele s-au cumpărat aparatură de ultimă generație și mai mult s-a reușit a se implementa niște departamente, compartimente noi în Spitalul Județean. Avem noroc cu asemenea firme. Din păcate, nu sunt atât de multe câte ne-am dorit. Adică, o bună parte a acestor proiecte le-am prezentat și noi în momentul în care ne-ați anunțat. Da, și mai sunt acei 2%, acum de fapt 3,5%, acele formulare prin care orice angajat poate să-și redirecționeze o parte din impozitul pe venit către un ONG. Din păcate, există... în ultima vreme, numărul lor a mai scăzut, asta și datorită unor schimbări care s-au făcut în lege și datorită faptului că, de exemplu, multe firme și-au făcut propriile ONG-uri și datorită faptului că, probabil, încă mulți nu cunosc ce înseamnă această donație și ce cale urmează ea, adică faptul că... Și vă mai spun încă un lucru. Foarte mulți oameni nu au încredere să facă donația pentru că sunt multe ONG-uri care nu au acea transparență, nu dau dovadă de transparență, să știe cum se utilizează banii. Da, ar fi bine într-adevăr să se informeze despre activitatea lor înainte de a o face și să se asigură că banii vor ajunge acolo unde promit respective ONG-uri că o să ajungă. Dar evaluarea mea
Și nu cred că exagerez, că în momentul ăsta nu știu dacă depășim 15% din colectarea de formulare la nivel de județ. Adică foarte puțin, și sunt sume care, de fapt, dacă ele se dau unui ONG local, oricare ar fi el, rămân aici. Dacă nu, se duc la stat în bugetul mare și de acolo statul face ce dorește cu ei. Adică anual, cam ce funduri se adunau în cadrul asociației? Acum, ce să zic, o evaluare așa undeva la ordinul a 30.000 de euro aproximativ. V-am spus, depind, sumele variază, nu am o evaluare chiar strictă a asemenea sume. De exemplu, anul trecut pandemia ne-a lovit și pe noi, pentru că n-am mai putut organiza evenimentele cu care deja obișnuisem pe Băimăreni, concertul de la Teatru Municipal trebuia să fie la 10-a ediție. Speram și noi să aniversăm, dar uite că n-a fost să fie. Am început acel concurs de cross, care vreau să-l facem o tradiție pentru Băimăreni și multe altele. Dar ca idee principală, pe noi ne interesează acest birou al pacientului. După cum știu și telespectatorii, am avut și proiecte în derulare cu dumneavoastră. V-am susținut în calitate de partener media la nenumărate proiecte. Sigur, nu v-am întrebat atât de concret despre biroul pacientului decât atunci la început. Da. Pentru că noi credeam că funcționează destul de bine. Din punctul nostru de vedere, funcționează acum. Bun. Pentru că nefiind finanțată de spital, biroul pacientului... E finanțat integral din fondurile noastre. Da, ar trebui să funcționeze independent și fără constrângeri, da? Absolut. Pentru că altfel noi n-am putea să funcționăm acolo. Adică dacă nu am avea toată deschiderea din partea celor de acolo, de la spital, noi n-am putea funcționa. Adică noi suntem acolo... Ce vă asigură cei de la spital? Ne asigură un spațiu. Asta e cel mai în incinta spitalului? Da. Unde? În momentul ăsta funcționăm la etajul 2. De la bun început s-a pus în discuție că spațiul ăla o să fie provizoriu, pentru că era în renovare parterul, trebuia să intre în renovare parterul spitalului, a intrat, și acum suntem în discuție cu spitalul, cu conducerea spitalului, de a avea un alt spațiu la etajul, la parter, pardon. La parter ar fi cel mai indicat. De fapt, suntem la etajul 1, am încurcat, suntem la etajul 1. Și o să avem din cele discutate un spațiu la parter. Așa am văzut și la celelalte spitale, pentru că nu cred că ați văzut, pentru că nu există la alte spitale. Ba da, am văzut, să știți nu, că există, mai există. Nu, există doar probabil un birou de informare al spitalului. Eu am văzut că scrie biroul pacientului și chiar foarte multe. Nu, suntem doar două proiecte în țară de felul ăsta. În momentul ăsta, în afară de Zalău și noi, nu există în alt spital un asemenea birou al pacientului care să fie asumat de un ONG. Probabil că sunt. Da, și să vă spun povestea biroului, că să revenim. Deci acum 3 ani, 3 băimărence m-au luat de mână și m-au dus la Zalău, unde l-am cunoscut pe Patrick. Patrick e un englez care s-a implicat foarte mult în finanțarea spitalului județean din Zalău. A făcut niște lucruri extraordinare acolo. Patrick a implementat această idee în Zalău, pentru că în Anglia sistemul lor de sănătate, NHS-ul, are dezvoltat un asemenea, de fapt el se numește la ei Pulse, tradus, vă spun și acum, că o să vă arăt ceva, ca să înțelegem cu toții cum funcționează lucrurile la alții. Așa. Acest sistem se numește serviciu de consiliere și legătură cu pacienții la ei. Noi i-am zis pe scurt biroul pacientului, pentru că să nu obosim cu prea multe descrieri. Acest serviciu, aici am copie după două broșuri, trei broșuri ale lor, traduse, făcute și în limba română, adică serviciul se adresează inclusiv în limbile celor care locuiesc acolo, românii care sunt acolo. Ele din Somerset, dintr-o localitate din Anglia, și ei au această rol de a ajuta pacienții care întâmpină dificultăți în sistemul lor de sănătate. Dar, repet, e un serviciu care
e finanțat de sistemul lor de sănătate. Nu cred că el e sub vreun spital, adică nu e finanțat de spital, ci, ca să ne raportăm la modul nostru de organizare a sistemului de sănătate, cred că ar aparține mai degrabă ministerului. Dar, de fapt, ei au acest sistem de sănătate. Poate că la noi ar putea vedea lucrul ăsta ca aparținând și case de asigurări de sănătate. Uitați, a spus de Zalău, și Suceava are biroul pacientului. Probabil și l-a făcut recent. În 2017 e făcut. Deci au mai apărut astfel de birouri. Ceea ce... Știu că ce am făcut noi a avut rezonanță. Am văzut că au apărut sau încă una sau două asociații care se numesc, precum noi, prietenii, dar nu mai știu să vă spun sigur unde. Bun. Am avut o discuție cu Petric, am avut o discuție cu Adina acolo, am testat terenul, am văzut cum funcționează la ei, ce fac ei și care sunt procedurile. Cam după un an de zile, cred că am implementat această idee. Am zis, ni se potrivește. La ei cum funcționează? Nu e ca un mediator între pacient și spital? Așa ar trebui să fie, nu? Așa facem și noi, da. Pentru că am aici o fișă, deci noi lucrăm în felul următor. Avem pacientul poate face o descriere liberă a problemei. După aceea îi se întocmește o fișă. Fișa, nu am conceput-o noi, a fost concepută de cei de la Zalău pe baza acestor formulare și broșuri, ce anume. Ce cuprindea? Tipul sesizării, datele de identitate. La tipul sesizării avem reclamație, scrisoare de mulțumire, consiliere, sugestie, date de identificare a pacientului, dacă vrea să și le dea. Că aici lucrurile sunt opționale. Datele persoanei care face sesizarea, nume, prenume, așa, și dacă există împuternicire, sub ce formă a fost primită sesizarea, în scris, telefonic, e-mail, poștă, verbal, cadrele medicale implicate în caz, descrierea problemei, măsurile luate, clasificarea. Deci aceasta e procedura pe care am adoptat-o și noi. Aici avem o diagramă, de exemplu, cum trebuie să procedăm în funcție de fiecare situație. Dacă se adresează biroul pacientului cu o reclamație, scrisoare de mulțumire, consiliere, informații, sugestii, astea sunt într-un singur caz. Ce curs ia fiecare dintre aceste trei tipuri de abordare ale pacienților sau cele mai deseori, de fapt, au fost ale rudelor, apropiaților, aparținătorilor, într-un cuvânt. Noi facem acolo o triere a problemelor. Câte persoane aveți în prezent? O singură persoană. Doar o singură persoană? Da. Care este în fiecare zi acolo? Da. Și pe timp de concediu? Nu ne-am pus problema încă ce face pe tine în concediu. Nici nu ne-am permite să angajăm două persoane. Deci, dânsa preia acele probleme și... Deci, în funcție, dacă, de exemplu, e vorba de reclamație, atunci aș ia cursul către manager, în funcție de tipul de reclamație. Dacă e vorba de o consiliere, o acordăm noi acolo. De cele mai multe ori am avut de-a face cu consiliere, adică să-l ajutăm să înțeleagă cum funcționează, unde să se adreseze, ce document are nevoie. Dar jos, la spital, undeva, este vreun afiș pe care să scrie biroul pacientului și rolul biroului pacientului? Noi am avut pe fiecare etaj o broșură, adică un pachet de broșuri. Care nu le-a nimeni. Dacă e să verificăm, să știți, pacienții în spital nu prea sunt interesați de broșuri. Consideră că sunt ceva reclame. Având un parteneriat cu spitalul, pacienții... de ce nu ați făcut niște afișe drăguțe în care să spuneți rolul în 10 pași, de exemplu, biroul pacientului, unde este de găsit? Când am început activitatea și până acum 2 ani, ne găseați cu aceste informații printr-un spital. Într-adevăr, n-am mai scos o a doua ediție. A fost și perioada de pandemie, anul trecut
A fost un eu pic, ca și, să spun, aparținător sau pacient, aș fi interesat să văd dacă am o problemă și până ajung la manager. Problema a ajuns unde... la noi, adică da, erau îndrumați către noi și chiar și către cadrele medicale sau asistenți, dacă pentru a rezolva unele probleme. Lumea a știut de noi, adică nu am fost... A știut foarte puțin, pentru că din ceea ce ne trimite respectatorii mesaje, nici nu știau că există un birou al pacientului. Dacă o persoană... Câte mesaje ați primit că nu știau? Destul de... Două, trei ați primit. Acum și urmăresc postările și am văzut. Ați rezolvat problema unui pacient, unui aparținător, după ce a semnalat problema pe Facebook. Dar explicați-ne câte sesizări ați primit în cei aproape 3 ani de funcționare și pe ce segmente? Acum, numărul de sesizări nu e spectaculos. O să vă decepționez la lucru. Păi, spuneți-ne sincer, așa. Dar eu am cam de 30 și ceva de sesizări pe an. Foarte puțin. Noi nu o să căutăm la probleme. Valul de nemulțumiri care există. Nu știu unde e valul de nemulțumiri. Eu am văzut, de exemplu, hai să luăm problema asta a hranei, nu? Din spital. Am consultat și eu am avut o curiozitate să consult și am cerut acceptul să consult formularea de satisfacție care se aplică în spital. Am aici un model. Deci, practic, fiecare pacient primește acest chestionar. Îl primește. Nu e obligat să-l completeze. Dar îl primește fiecare pacient. Anul trecut, cred că sau fiind an de pandemie, au fost numai vreo 10.000 și ceva completate. Numărul celor care au sesizat această problemă, nu m-a interesat restul, a hranei, a fost decepționant de mic. Am să vă spun o cifră și nu o să mă credeți. 0,08%. Cu siguranță nu o să vă cred, pentru că ați văzut și dumneavoastră. Acum, cât s-a vorbit despre acest meniu sărat. Percepția asupra unei probleme, câteodată, poate să fie alta în funcție de locul în care te afli. Știți dumneavoastră, în momentul în care bolnavul se află în spital, nu mai are curajul, poate să spună că nu i-a plăcut mâncarea, el fiind acolo internat, ce să mai spună, că el se mulțumește cu ce primește, doar să fie îngrijit și să iasă sănătos de acolo, asta cred că își dorește. Acum, nu cred că putem spune că e vorba de curaj. Eu nu văd problema așa. Acolo dacă avem o problemă de curaj în a ne spune problemele, atunci e problema noastră, nu? Nu e problema altora dacă noi nu avem curaj. Dar poate că nu au fost până la urmă lucrurile chiar atât de grav văzute de alții care au fost acolo. Altfel, eu cred că ar fi fost o problemă mult mai desemnalată. Alții sau... La noi v-am spus că de aici a venit și invitația și discuția, la noi nu a fost nicio problemă. 30 de sesizări într-un an. Anul, vorbind de anul trecut când a fost an de pe ce speță, de exemplu? Bun, acum ca să vă răspund și la întrebarea asta. Cele mai multe sesizări apar pe o lipsă de comunicare. Unul la mână. Adică nu se înțeleg clar procedurile. Eu cunosc acum cât de cât sistemul medical și sunt apropiat de el. Nu pot să spun că sunt un expert. Sunt apropiat de el. Spitalul județean deservește undeva la câteva sute de mii de pacienți, nu? Teoretic, adică vorbim de locuitorii acestui județ. Nu și mai vin și în alte județe. Da. Nu toți cei care ajung acolo au avut de-a face sau știu ce au de făcut în momentul în care ajung acolo. Și mai există și problema că nu sunt informați cum trebuie legat de ce trebuie să facă pași. Vezi că trebuie să te duci să-ți aduci pentru fiecare vizită la medic, să-ți aduci o trimitere de la medicul de familie. Vezi că trebuie să-ți faci programarea pentru asta, adică nu e suficient numai că... Deci toți pașii ăștia de multe ori nu se cunosc, ori se uită, ori se neglijează, ori se ajunge... Ori e și vina celor care reprezintă spitalul pentru că n-au ieșit, poate să explice aceste aspecte. Acum ești pacient, nu? Trebuie să te intereseze și pe tine până la urmă ce ai de făcut în asemenea situație. Au fost și multe sesizări pe lipsa de empatie a celor de acolo. Acum, părerea mea, și cred că mă pot fundamenta destul de bine, e că spitalul ăsta e pe un drum bun. Eu mă amintesc ce a fost acum 10 ani, când am intrat noi cu asociația acolo și ce probleme și ce provocări și când am auzit ce aparaturi au nevoie, un pic mi-am dat seama că va fi greu de îndeplinit misiunea noastră.
Dar, urmărind evoluția de atunci, eu zic că ne aflăm pe un drum bun și ne aflăm mult departe de multe alte spitale din țara asta. Mult, mult departe. La partea de aparatură, dacă a fost dotat spitalul, stăm foarte bine, dar iată că ajungem la un lucru care ar fi trebuit să fie o bagatelă pentru mulți. Dar necesară sunt pentru greșel, bolnav. Sunt greșel. E o instituție imensă, are 2000 de angajați. E o instituție cu oameni cu caractere diferite. Știu, de exemplu, pe partea de bucătărie, chiar am fost și am văzut acum un an sau când au fost făcute investițiile. Nu, anul trecut. S-au făcut investiții, drept urmare, dacă s-au făcut atât de multe investiții. De exemplu, investiții. Cred că, nu știu, în puține locuri o să găsiți acele tăi speciale de servire a cinei și a prânzului, care sunt termoizolate, în așa fel și se închid, în așa fel încât mâncarea să ajungă caldă pacienților. E vorba de acele tăfi care acum ajung la pacienți? Nu, ele au fost achiziționate acum așa la anul trecut. Noi am văzut de 2-3 zile. Nu vorbim de alea de unică folosință pentru micul dejun. Alea care le ved, care tăbile, acele de culoare verde. Da, alea sunt achiziționate de anul trecut și sunt. Bun, au fost folosite decât acum. Nu, s-au folosit și înainte. Eu știu sigur că s-au folosit și înainte. Noi nu avem detalii să se fie folosit înainte. Abia acum ne-au parvenit aparatura în bucătărie nouă. Deci s-a investit. Și ca urmare, vreau să vă întreb, pentru că și dumneavoastră ați fost implicat și în politică și v-ați luptat pentru foarte multe aspecte sociale, recunoașteți. Da, sunt, nu ar fi trebuit cu așa o bucătărie frumoasă și dotată și bolnavii să fie respectați cu un altfel de meniu? Eu știu, spitalul a făcut niște greșeli la capitolul ăsta. Probabil și pandemia i-a cum să spun, i-a făcut să nu se poată concentra pe toate aceste aspecte. Foarte multe mesaje și de la pacienți care au fost internați și în trecut și spun că mâncarea era la fel, fără gust. Adică nu vorbim de acea sare pe care de care tot amintea domnul director. Nu e vorba, mâncarea nu era... Poate să mâna din punctul lor de vedere, trebuie sărat, să satisfacă fără conținut nutritiv, da, trebuie să Herțeg. Satisfacă anumite nevoi nutriționale. Exact, eu cred că la capitolul baza, ăsta, la capitolul ăsta nu cred că au făcut rabat. Acum că ea nu a fost în cantități suficiente sau că ea a fost nu a fost pe gustul altora, asta. Doamnă, mâncați des parizers și margarină? Eu nu mănânc deloc parizers și margarină. Din ce cauză? Pentru că mănânc. Trebuie să aveți un motiv anume. Nu sunt mâncător și de margarină și Paris. Adică... evit cât pot să mănânc aceste produse. Pentru că este mai sănătos. Dar spuneți lucrurile pe nume. Doar când am niște nostalgii, mă duc și îmi iau o bucată de Paris. Deci recunoașteți, doar pentru că nu este un meniu sănătos, da? Da, am înțeles că aceste lucruri s-au rezolvat și datorită dumneavoastră și cred că e o situație datorită care... Datorită sutelor de mesaje care au venit care, și au reclamat calitatea meniului. E foarte important după mine să înțelegem. Eu am urmărit postările și am urmărit reacțiile oamenilor. Eu nu vreau să fac parte dintr-o clasă de oameni care nu fac altceva decât să acuze, să arate cu gen, să aducă acuze grave de multe ori, deci grave. Deci eu... Când aud acele acuze, atunci când am pornit acest ONG, filozofia pe care s-a construit acest ONG, și de-aia eu nu o să intru niciodată în rândul indignaților, a fost așa. Trebuie să facem tot ce putem ca membrii acestei comunități ca să o ducem mai bine în această comunitate. Adică noi ca maramureșeni și ei ca angajați ai spitalului tot maramureșeni trebuie să ne comportăm unii față de alții ca prieteni. În ghilimele. Pentru că astăzi suntem membri unei comunități de câteva sute de mii de oameni și care ne cunoaștem destul de bine unii cu alții, că Baia Mare este un oraș mic, de exemplu, sau comunele din jur și așa mai departe, care trebuie să ne respectăm reciproc, care trebuie să ne facem bine reciproc și să încercăm să arătăm că așa suntem, prin gesturi, prin ceea ce facem. Această regulă ar trebui să fie valabilă din partea tuturor și din partea celor care lucrează în spital, și din partea pacientului, din partea tuturor. De aia când a făcut ONG-ul acesta, am zis, doamne, vrem să fim puntea asta, prin care oamenii să comunice, prin care oamenii să se respecte. Cât la sută ați reușit? Am reușit.
și, nu știu, n-am reușit să, nu m-am gândit să evaluez în procente lucrul ăsta. Sunt convins că puteam face mult mai mult. Dar noi nu putem face decât atunci când noi suntem ajutați să facem. O pauză de publicitate și revenim și cu alte aspecte importante.